Cu mintea mea înțeleg că legea lui Dumnezeu este duhovnicească și este bună pentru mine. Dar în mine înțeleg că am o altă lege. O lege a firii pământești. Și odată ce află despre legea duhovnicească, ea se lasă ispitită și păcătuiește în lumea aceasta. De aceea mă rog și mă lupt, ca zi și noapte, să mă lupt cu mintea mea și să câștig păcatul care mă ispitește din legea firii mele pământești. Astăzi este ziua 230. Am citit din Osea, capitolul 6, versetul 1, până la capitolul 7, versetul 16. Am citit din Romani, capitolul 7, versetul 7, până la 25, și am citit din Psalmi, capitolul 88, versetul 9b, până la 18. În Romani, astăzi, Apostolul Pavel ne explică de ce este legea importantă. Poate legea să ne conducă în ispită, poate legea să ne ispitească. Apostolul Pavel ne spune nici de cum. Spune că legea pământească, legea care a venit prin Moise, a fost dată ca să definească păcatul. Ca fiecare dintre noi să cunoaștem ce este bine și ce este rău în ochii lui Dumnezeu. Și să fim conștienți că noi nu putem trăi în neprihănire, în curăție, față de cerințele lui Dumnezeu. Din cauza păcatului care a zămâslit în noi și care noi l-am acceptat din bună voie, spune că a creat o lege înăuntru nostru, care odată ce află despre legea lui Dumnezeu, îndată vine ispita și ea păcătuiește. Dacă tu nu cunoști legea lui Dumnezeu, atunci legea firii tale pământești păcătuiește continuu. De a accepta legea lui Moise, trebuie să o accepti cu mintea ta. Și înăuntru tău se dă o luptă între firea ta pământească și legea lui Dumnezeu. Permanent. Și lupta de aceea se dă la nivelul minții. Unica cale și unica soluție de a fi eliberați de legea firii pământești care este înăuntru nostru și care ne ispitește zi și noapte ca să murim în păcat, este o singură soluție ca să mori din trupul acesta fizic. De aceea și Hristos ne explică Apostolul Pavel că a murit la cruce de la Golgota, ca să ne dea această moarte fizică și eliberare față de firea pământească și față de lege, adică de legământul pe care noi am fost născuți, și să înviem într-un legământ nou în Hristos Iisus. Acolo unde nu mai este lege, ci este har, și de la Hristos încoace, dacă tu ai crezut în Iisus Hristos, harul este dragoste. De cum încolo ești chemat în lumea aceasta să trăiești numai în dragoste. De aceea și Hristos, ori de câte ori a avut dreptul să judece, măcar că a avut cele mai bune argumente ca să judece lumea, el nu a ales să o judece, ci s-a supus Tatălui Ceresc. A ales să decidă totul în dragoste, fiindcă a știut că totul ce este în lumea aceasta fizică este trecător și este dat putrezirii. De aceea suntem chemați și noi să avem aceeași atitudine și să ne supunem dreptul.